Salutare băieți, bine v-am găsit la o nouă premieră live. Aici este băiatul Andu, iar astăzi, momentul mult așteptat, o să îl luăm pe Edgar. Cred că deja ni l-a deblocat cineva, mă rog. Apăsați acum pe butonașul de like. De fapt s-a deblocat singur, fiindcă au fost serverele picate. Și mi s-a deblocat singur. Deci avem aici noul brawler. Nu-l selectez. Stai să-mi pun poza de profil cu el. Nu-l selectez până nu apăsați pe butonașul de like. Deci vreau să văd acolo 10 like-uri. Vreau să văd 10 like-uri la episodul de astăzi. De fapt la premiera live. Doamne, de ce îi zic episod? 3, 2, 1, acțiune! Voiam să intru și pe contul secundar, dar nu putem, din păcate. Stați, am dat pe Dana Disturb, am dat. Deci, trebuie să fie în regulă. Și, haideți să vedem cum este un match full Edgar, pentru că sunt sigur că asta se va întâmpla. Sunt mai mult ca sigur. Deci, avem noul brawler Edgar. Free. What? Deci avem noul brawler Edgar, Free, unii zic Edgard, nici eu nu mai știu cum se zice. Bun, și am înțeles că este un bug și chiar vreau să-l testez. Băi și fete, da, nu funcționează. Mi-am dat superul degeaba, nu! Și apăsați în momentul ăsta pe butonașul acela de like, fiindcă avem nevoie de mai multe like-uri. Susținere pentru acest episod. Premieră. Nici eu nu mai știu ce vreau să fac. Va apărea în premieră pe YouTube, din câte știu eu, și am zis să-l pun și o să apară la ora 2, pentru că băieții nu știu. Am făcut eu un form, gen un document. Și vreau să văd, prietenul meu l-a luat pe Edgar. Da, l-a luat pe Edgar. Și Edgar este un brawler atât de șmecher. Voi ați văzut cum am dat win-ul cu el, nu? Nici măcar nu m-am concentrat prea mult. E un brawler mult prea bun. Deci efectiv o bate și pe Jackie la PvP. Am vrut să-mi dau superul ca să o sperii. Dar văd, am trebuie și mie star power-ul ăla șmecher de ultimata de damage. Mă, deci viteza, voi vedeți ce viteză are nou brawler, Edgar. Byron, nu știu ce să zic despre el, adică e mai mult un suport și un 3v3 brawler. Ia uite mă, m-am întâlnit cu Burly, i-am rupt fâșul. Bam! Deci, voi vedeți că efectiv... Le rup fâșul la brawler. Asta e că robotul nu-mi dă heal. Fuck. Da, era bug. Era un bug. Să poți să sari cu cadou, cu mingea, cu chestiile. La present plunder sari cu cadou, la... Doamne. Au făcut ăștia maintenance. Și unde crezi că te duci, Derilule? Ha? Bine, mă, băiatule, mă. Deci, Edgar e un brawler mult prea bun pentru a fi free. Eu l-aș băgat, dacă aș fi fost în locul Supercell-ului, l-aș băgat pe Byron free. Au fost serverele picate, hâțul cu servere, bă, dar stai, de ce am intrat eu aici? Că vreau să văd ce quest-uri am. Cu Edgar n-am niciun quest, bineînțeles. Deci, eu vreau să-l iau pe shop. Dar mi s-a luat singur, mi s-a colectat singur, dintr-un motiv sau altul. Dar e ok, at least I tried. Și până pe 7 ianuarie e gratis brawlerul ăsta, deci conectați-vă și luați-l. Fiindcă pe shop ar trebui să vă arate Edgar Free. Deci efectiv, uitați-l și voi cât de șmecher arată. Și este un... Un bad guy.
Adică, mamă, dar serverele astea să înțepenească băieții. E efectiv un gangster, după cum arată. Și, bă, dar ar fi fost tare ca și robotul să-ți dea heal când îl ataci. Stai, să intrăm și noi în zonă după power-up-uri. Auzi cum sunt aia de căutăm gunoi mâncare, așa și eu în zonă după power-up-uri. Că... Bă, ce-i drept este că trebuie și power-up. Și brawlerul ăsta o să-și ia nerf mai mult ca sigur, la următorul update. Să-și ia nerf fie pe super, fie pe damage, fie pe heal-ul ăla, fie pe range de la super. Ia uite, frate, bă, deci cu chestia asta poți să faci parkour. Că chiar scrie în descrierea brawlerului că îi place parkour-ul. Ia uite, bă, frate, deci e incredibil brawlerul ăsta, like la clip, cum am dat eu like acolo, like la clip, la, nici eu nu mai știu ce, premieră, clip, nu mai știu nici eu ce. Deci apăsați pe butonul ăla de like, pentru că vreau ca premiera aceasta, da, va fi premieră, pentru că voi în momentul de față pe YouTube vedeți premieră live. Mă, dar ce moduri șmechere are? Vreau să se strângă 100 de like-uri. Putem să facem 100 de like-uri? Nu cred eu că putem să facem 100 de like-uri, dar dacă ne chinuim și noi puțin, putem să facem și 200. Hai că am exagerat și eu. Să moar! Cum? Cum? Adică? Pășelii n-o rupe? What? Stai așa. Fugi, bă, de aici, că n-ai servici. Părea range-ul ăla ca și cum ai putea să dai prin pereți, dar ceea ce e imposibil, pentru că de ce ai putea să dai prin pereți cu Edgar? Deja e prea OP. Dă-mă, frate, mă. Range-ul ăsta și că poți să dai prin pereți. Bă, dar pe range nu prea e el bun. Dar, pe bune, ne dorim prea mult de la un brawler gratis. Hai să merg și-o în gunoi după mâncare. Merg în gunoi după mâncare, știți? Știți cum fac aia homeless? Edgar... Bă, dar le rupe fâșul prea bine! Efectiv, am dat în... Și reload speed-ul e prea insane, dude. E prea insane brawlerul ăsta. De ce nu veni... Bă, dar mă bagă și pe mine cu ultimii boți din jocul ăsta. Ultimii boți! Guys, nu vă mai duceți în zonă, că mă enervați. De fapt, nu mă enervează pentru că eu vreau să se ducă în zonă. Bă, dar și mie îmi pică prea mulți brawleri. Asta e chestia. Efectiv, îmi pică mult prea mulți brawleri. Sunt prea lucky. Prea lucky, lucky, lucky me. Bă, dar mă mir că nu e full Edgar. Că teoretic toată lumea l-are pe Edgar acum. Maestrule. Maestro. Ia uite-mă, tată. Ce brawler din jocul ăsta mai e la fel de bun ca Edgar? Unii zic Edgar. E eronat, spuneți Edgar, să vedeți că Edgar se spune. Bă, dar trebuie să rupeți și voi subscribe-ul ăla, că aveam și eu 50 de abonați și voi m-ați lăsat baltă. Deci rupeți subscribe-ul ăla, să facem acolo 100 de abonați. Recordul meu, vreau ca în 2021 să strângem peste 100 de abonați. După devin și eu un YouTuber mare, dacă e.
What the fuck? What the fuck? Roboțani. A, în caz că vedeți, s-a făcut un update la emulator și aici am CPC-urile, cum îmi place mie să le zic. Dar am FPS-urile și pot să am un fel de modul ăla lagometer de pe Minecraft. Dar că pot să-l folosesc pe Brawl Stars. Bă, da, doar un Big Box pentru 500 de trofee. Bă, mamă, intru în Liga Warrior. Liga Warrior, băieți. A, era acolo și Matei. Deși nu știu în ce măsură putem să filmăm cu Matei, că am încercat să filmăm și s-a buguit filmarea. Dar poate revine seria. A, ia uite Edgari! Ia uite Edgari! Ia uite, bă, frate! Meciul ăsta a fost full Edgar sau sal? A, să vă pun și poziția de Wino, știți? Poziția de Luz trebuia să vă las. Efectiv, fularul îi se desface și îi dă pumn în cap. Edgar. Edgar Aina Jambala. S-a pus pe comunitate? Da, s-a pus. Notificarea. A, și nu uita să-mi lăsați și mie un follow pe Instagram la andu.insta și pe TikTok la andu.tk. Eu nu-i spun andu.tik, fiindcă lumea o să creadă că e cu K, nu cu K. Tic de la TikTok. Că doar nu se scrie tui cât o C. Carolina! Jambala! Oh my god! Oh my god! Oh my schnitzeliniu! Jesse, te pupăm, îmi pare rău că am venit pe tine așa prea brutal, dar în caz că nu observați, se încarcă și superul. Deci e combinație între Daryl, El Primo, combinație dintre cei mai buni brawler din jocul ăsta. Uite, îi dă și speedboost superul, ce mai vrei de la viață, tată? Ziceți voi că Supercell nu-s prea drăguți, că au dat un brawler care este atât de șmecher, l-au dat gratis, l-au dat Mocha. Deci, efectiv, Mocha, nu poți să spui nimic altceva. Mocha e singurul cuvânt potrivit. Mamă, are și la 11 power-up-uri. Ia să văd înfruntarea titanilor. Bam, 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 bam. Normal că câștigă Edgar. GG's, băieți. GG's. GG easy. Voiam să vă arăt poziția de Luz. Că mă tot întreabă lumea. Andule, bă, dar care e poziția de Luz? Alu Edgar. Țineți minte că nu e Edgard și e Edgar. Bă. Bă, e full Edgar meciu, nu te cred. Găgâciu, oh my. E full Edgar meciu. A, am uitat. Am uitat, stai să dăm pe Battle Log. Full Edgar meci. Ce să mai zic ceva? Uite, voi vedeți că ăsta e full Edgar. Edgarzi. Ia, Matei l-a luat pe Edgar, da, l-a luat. Mateiașe, te pupăm. Sper să mai faci serie cu noi. Sper să meargă să mai faci în serie împreună de Brawl Stars. Poate și de Minecraft dacă ți instalezi pe telefon și dacă ai cont. Eu am cont de Minecraft și putem să facem clipuri împreună. Putem să facem o serie de 572 de sezoane. Și fiecare sezon câte 45 de clipuri. Hai că stăm până în 3020 să facem seria asta. Efectiv pot să le rup fâșul în momentul de față. Jap! O știai pe asta? Nu o știai pe asta! Nu o știai pe asta! Bam! Mă, dar m-a băgat la mijloc. O, disperaților din trofeele astea,
ciorbă la sub braț, bă. Ciorbă la sub braț din trofeele astea. Dita mai transpirații din trofeele astea. Din nou vă reamintesc, like, subscribe, share, clotsopel. Din nou e full Edgar meciul, că ăștia nu-s boți. Jap, te pupăm! Te pupăm! Avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor. Jump. Jump around. Nu te cred, ce ciorbar! Ce ciorbar! Ce ciorbar, ultimii ciorbari din lumea asta. Mă, băieți, mă bucur că s-au deschis serverele și că au decis într-un final să zică, bă, gata. Hai să-i lăsăm și pe ceilalți tip să joace Brawl Stars. Pentru că Brawl Stars e cel mai bun joc care îl poate juca cineva la momentul de față. Ia uite, mă, frate, mă. Ia uite, mă, tată. Ia uite, mă, tată, mă. Firai tu să fii de Edgar ce ești. Bă, dar problema cu brawlerul ăsta e că dacă vine alt Edgar pe tine, trebuie neapărat să ai mai mult power-up ca el. Oh my god! Mamă, ce claciuri am învățat să fac cu brawlerul ăsta, să înțepenească băieții. Trebuie să facem claciuri și chestii și să dăm în ei cu pumnii. Dăm în ei, le rupem fâșul. Le rupem fâșul! Hai că le-am rupt fâșul. Mamă, sosi jopi. Să moară sosi jopi ăsta. Sosi jopi, te pupăm, că dacă mai văd pe unul sosi jopi, fac timp cu ceilalți băieți împotriva lui. Ia uite-mă, frate, full Edgar. Cine a mai pomenit full Edgar? Cum era înainte full 8-bit sau full Tick sau Brawlery Trophy Road lansați. Bă, full Byron n-a fost niciodată, fiindcă nu l-au toți băieții pe Byron, nici eu nu l-am pe Byron. Oh my god! Trebuia să sar după perete. Edgar, uite poziția de luz și asta face tot timpul. Stai să dăm și noi cu play again, că așa trebuie să dăm cu play again. Și apăsați butonul de like, că nu mai știu altceva ce să zic. O să ne concentrăm și noi la match. Nu știu, seamănă cu Bull, Edgarul, la cum arată. Băi, dar un brawler mult prea bun, literalmente. Îmi vine să zic, mamă, uite un Bull. Turn around! Mamă, ia uite, mă, tată, mă, ce fac timp, băieții. Deci, numai asta să joacă acum, numai Edgar să joacă acum. Vă observați că numai Edgar se joacă? Ok, pentru fiecare match jucat în episodul episod premieră. Bă, scuzați-mă dacă o să-i spun episod, pentru că nu sunt obișnuit, bine? Eu nu prea fac premiere decât la evenimente din astea, mai șmechere. Așa că, scuzați-mă dacă îi zic episod. În sfârșit, un match fără full Edgar. Bam, bam, bam. Ăștia-s boți, frate. Ne-a băgat cu boți și nu înțeleg din ce motiv. Pentru că dacă ar fi oameni reali, ar fi luat Edgar. Cum și eu iau Edgar. Că nu știm, episodul ăsta este dedicat special pentru Edgar. Iarăși am zis episod. Să mă corectați în chat-ul live, să scrieți premieră. Nu episod.
Pentru că eu posibil să fiu acolo cu voi. Pentru că premiera va apărea la ora... De fapt, nu o să fiu acolo cu voi, pentru că o să am pregătire. Nu o să pot să fiu acolo cu voi, băieți. Scuze. Îmi cer foarte, foarte, foarte multe scuze. Pentru că premiera asta va apărea la ora 2. Și o să am pregătire de la 1 până la 3. Orice problemă am, se rezolvă din plin și cam hack. Hack, 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 hack. Edgar ăla avea hack. În orice caz, nici măcar nu mai încerc. O să mă dea cu boți, eram sigur. De ce când? Pentru că nu sunt Dorian Popa. Și nici Shelly, și nici Mădălin Șerban. Nu-s niciun cântăreț din ăsta de rap. Sau de muzică ușoară. Eu sunt pur și simplu un YouTuber și vlogger. Chiar dacă nu prea fac eu des vlogger. Scuzați-mi bâlbâiala, băieți și fete. Andu, da, ești un misogin. Ți-am rupt fâșul. Nici nu se așteaptă, băieți. 8 bitas. Și nici Supercell nu sunt misogin, fiindcă bagă și fete. Mexicane. Cum e Amber. Da, în caz că nu știați, Amber e mexicancă. Orice problemă am, se rezolvă din plin. Doamne. Sper să nu-mi iau copyright, adică copyright doar pentru că cerc să reproducerea melodiilor, știu că nu se copyrighta. Și plus, pe TikTok poți să faci chestia asta. Poți să pui și melodia originală. O grămadă melodii, pentru că nu sunt cu copyright. Hâțu cu Big Box. Hâțu cu Big Box, nu o să-mi pice niciun brawler. Bun, și acum în sfârșit am și eu 15.500 de trofee. Văd că am net foarte bun și nu stau chiar lângă router. Da, astăzi filmez dintr-o altă cameră. Vorbeam să dau emote, nu să dau pe butonul pe care trebuie să fie gadgetul. Dar fiindcă n-am gadget, se dă tot atac. Regulile emulatoarelor. Și dacă vreți, vă fac și un tutorial în care să vă învăț. Ia uite mă, frate, mă, Full Edgar. Pot să vă fac un tutorial în care să vă învăț cum să vă luați emulator. Ia uite mă. Frățiorul frățiorilor, what's happening here? Sunt ciorbari? Dă-mă de aici de ciorbari. Acum mă bag iarăși cu boți, niciunul nu o să ia Edgar. Că toți oamenii reali iau Edgar. Ia uite frate, niciun Edgar, imposibil. Sunt boți, frate, sunt boți, nu sunt oameni reali. Voi nu vedeți ce kill-uri fac? Efectiv, sunt boți, ce să mai? Brawl Stars-ul e plin de boți. Mie îmi vine să-i dau un kiloț de boți. Ce țeapă și-a luat? Ce țeapă și-a luat? Ce țeapă și-a luat botul? Ce țeapă și-a luat botul? Uite mă că e o diferență dintre Bull și Edgar. O să fac chestia asta. Mine mangeringa. Bă, dar e Bull mai rapid ca mine? Și-a luat buff pe viteză Bull. Că nu era așa rapid. Ia uite mă, frate, mă, boți, vin în tine. Și atât. Ia uite, o să moară Ems. Du-te mă încolo de Ems. Te încolo de Ems. Like la clip. Iarăși am zis clip. Trebuie să mă fac. Eu trebuie să fac numai clipuri.
chat, vă rog să-mi scrieți și mie acolo. Da, am voie să vă zic chat pentru că suntem pe o premieră. Chat, vă rog să-mi scrieți și mie acolo câte like-uri vreți să se strângă. Și câte like-uri dați voi. Bine, voi o să dați doar câte un singur like, dar e ok. Și premiera aceasta o să apară la 2, v-am spus. Bine, voi deja cred că e 2 și jumate la cât de... Bine, 2 și 25, de fapt, pentru că... Trebuie să mă concentrez aici. Pentru că au trecut deja o grămadă de minute de când am început această premieră, căruia tot i-am zis clip. Deci like, subscribe, share, sau altfel n-o să mai filmăm. Dacă nu faceți toate astea, să trebuiască să mă las de YouTube. Glumesc. Glumesc, dar în principal, dacă vă place ceea ce filmez eu, nu ezitați să zdrobiți butonul de like, de subscribe, de share, de salată. Ce ți-a pășat la băieții? Nu te cred, trebuie să fii ultimul ciorbar ca să te bați cu atâția Edgar. Trebuie să fii ultimul ciorbar existent pe planeta Pământ ca să te bați tu ca om obișnuit, ca Edgar, cu alți atâtea sute de miliarde de Edgar. Și toți sunt de power 1, observ. Da, normal, ultimul ciorbar de pe pământ vine fix la mine. Nu înțeleg cum se bagă ei și îmi dau hit înainte să lovesc eu. Asta chiar că îmi depășește puterea de înțelegere. Uite botul. Bă, da, iau numele conturilor reale și bag în... Ia uite, Roza l-a bătut pe tic. Ce tic, mă, frate, mă, cu atâta Edgar? Și parcă vedeți că în 5 zile nu o să mai joace nimeni Edgar. Cu excepția mea. Eu care joc Edgar, fiindcă e un brawler epic, gratuit. Au picat serverele, s-au conectat atât de mulți oameni. Și pe mine tot cu bot mă bagă. Ultimul noob! M-a bătut botul! Cum naiba să te bată boții în 2020? Cum naiba? A fost ce a fost ricul ăla, mă, frate? Bot cu hack? Bun, nici măcar nu o să mă mai opresc la power-up-uri. O să mă duc direct pe mijloc. Și o să mă bat cu cei 10 Edgar, 9 Edgar, acum 7 Edgar, pentru că sunt eu împotriva atât ce... Putincheto! Bun, acum putem să ne completăm și noi aici. Nici măcar nu s-a... Oh my god, dar nu vreau să schimb game mode-ul, pentru că mai dăm un meci la solo și după un present plunder, na. Îmi place? Vea mea? Bun, măcar ăștia sunt bot și măcar putem să facem chestii. Să știți că nu o să țin premiera mai mult de o jumătate de oră. Adică mai dăm doar două meciuri. Ăsta și unul la present plunder. Și după o să mă închidem, din păcate. Dar ideea e că va trebui să apăsați și voi pe butonul de like dacă v-a plăcut. Și a trecut o jumătate de oră, adică n-aveți ce să-mi criticați. Unii cereți, fă videoclipuri și premiere de-astea mai scurte. Alții, din potrivă, fă chestii mai lungi pe canal. Adică poți să faci clipuri și două ore. Două ore, adică să fim serioși, două ore. Cine vrea clipuri de oră? Eu nici măcar nu mă uit ore în șir. Eu mă uit eventual la mai multe clipuri, dacă... Stai o oră pe un clip, ești... Nu știu cum să zic. Ce țeapă mi-a dat! Oh my godness! Turbez dacă mă bate ăsta. Că mă bate
Nu, baletul ăsta. Jap, jap, jap. Ce țapă și-a luat omul. Ce țapă ți-ai luat. Gigi boții, mă, băieți, mă. Gigi boții ăștia, mă. Boții ăștia sunt prea... Mă, parcă prea boți. Nu știu dacă mă înțelegeți, dar boții sunt prea boți. Le trebuie și lor un... Uite, mă, frate, mă. Match full Edgar și o singură Penny. Nu există match în care să nu existe Edgar. Cum ai bă, dar... Avea cadou un... De ce nu înțeleg pe copiii ăștia? O să ia cadou. Hanzo XPL. Tu că gift. Deci numai Edgar. Edgar peste Edgar peste Edgar contra Edgar la pătrat cu Edgar. Numai atâta să știe. Jocul, deci Brawl Stars-ul a devenit Edgar Stars. Nu mai există Tick, nu mai există niciun brawler decât Edgar. Firar să fie el de Prayers and Plunder. Vreau să joc la Brawl Ball. Încă mergi la Brawl Ball și după încidem premiera. Am zis să vă dau un bonus, că probabil că în chat scrie numai Andu nu încheia. Edgar versus boți. Edgarzi sau Edgari, cum s-o spune. Măgari. Versus brawleri. Uite-mă, frate, un rusu. Puiul rusu. Peștele și pursu. Peștele și ursu. Ia vreau să dau superul. Superul, 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 superul. Rusuperul, 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 superul. Mi-a rupt fâșulea-i nu geambala. Prea mulți Edgar pe jocul ăsta. Jonis. Bă, dar ricoșetă la... More like ricochet, dude. Știu că am zis-o pe asta și e veche deja, dar... Uite-mă, frate, mă, se buguiește range-ul. Bagu. Dar în caz că vă întrebați, nu mai funcționează. Bagul s-a scos, deci... Unlucky, never lucky. Băi, dar e și rost. Uitați-i pe coteți ce... Bravo, mă, Edgar. Era să dea. Era să îi dea mingea lui Shelly și să dea gol. Și ăsta e tot un fel de autogol. Mama, am spamat-o pe săraca Shelly. Parcur! Haide, parcurul. Ranu, parcureanu. Hai că facem parkour pe Brawl Stars, dacă e cu superul lui Mr. Edgar. Bine, mă, Edgarule! Te pupăm! Eu nu prea mă risc atât de mult, dar o să încheiem aici premiera aceasta cu Edgar. Cred că în premiera aceasta am jucat numai cu Edgar. Bine, pentru că așa și este. Am să vă rog pe fiecare în parte să rupeți butonașul acela de like și de subscribe și de share, pentru că trebuie să-mi trimiteți și mie clipul să mă faceți mai popular. Și pa la revedere, băieți, se încheie aici.